Domnule viceprim-ministru, ministru al dezvoltării economice și digitalizării Dumitru Alaiba, domnule ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova, Ianis Mezeix, și domnul director al Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Dumitru Pântea, stimați reprezentanți ai mass media, cetățeni, bun găsit cu prilejul semnării contractului de grant direct al Uniunii Europene pentru cofinanțarea a 7 programe de stat de suport antreprenorial din gestiunea Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Pentru început, cuvânt de bun găsit se oferă viceprim-ministrului Dumitru Alaiba. Bună dimineața! Bună dimineața, domnule ambasador, domnul Pântea, stimați reprezentanți ai mass media, stimați cetățeni. După cum bine știți, una din prioritățile de bază fundamentale ale acestui guvern este dezvoltarea economică. Și în acest sens avem o agendă extrem de intensă în dezvoltarea mediului de afaceri. Vorbim aici de crearea oportunităților de afaceri, vorbim de asigurarea unui mediu prielnic afacerilor, antreprenorilor, fără birocrație, fără obstacole, fără hârțoaje și corupție, cu instrumente moderne noi și, desigur, vorbim și despre accesul la finanțare. Asta e mai mult decât declarații, asta sunt acțiuni care acum sunt întreprinse în regim de urgență pentru a susține economia. Pentru că, am spus-o nu odată, noi în Republica Moldova nu ne putem permite luxul de a crește cu 2-3% anual, pentru că asta e o rețetă să rămânem la coada Europei, să o spunem pe șleau. Noi avem nevoie de o creștere economică accelerată. Iar asta ne poate da anume sectorul întreprinderilor mici și mijlocii și finanțare în acest sector. Pentru că sectorul IMM-urilor este de fapt inima unei economii sănătoase. Aici avem un potențial imens de creștere, de creștere accelerată despre care am vorbit și această creștere noi încă nu am explorat-o. În acest sens, Uniunea Europeană acordă o atenție deosebită dezvoltării și sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova prin asistență financiară, consultanță, instruire și facilitarea accesului la piețele europene, la cea mai mare și mai bogată piață a lumii, marea piață a Uniunii Europene. În acest context, sunt bucuros să anunțăm împreună aici că Uniunea Europeană alocă suma de 8 milioane de euro sub formă de fonduri nerambursabile, granturi, pentru cofinanțarea a 7 programe de stat de sprijinire directă a antreprenoriatului implementate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, prezent aici și domnul Pântea, cum am spus. Astăzi este semnat acest contract de grant pentru proiectul UE pentru IMM și vreau să mulțumesc foarte mult Uniunii Europene pentru susținerea continuă a antreprenoriatului din Republica Moldova, pentru dezvoltarea infrastructurii de suport în regiuni și susținerea integrării Republicii Moldova în spațiul economic european. Este o onoare pentru noi să avem această colaborare atât de strânsă și plină de rezultate cu Uniunea Europeană în beneficiul antreprenorilor noștri, pentru a le oferi cât mai multe oportunități de dezvoltare și spațiu de dezvoltare. Această finanțare va contribui la îmbunătățirea climatului investițional, integrarea mai ușoară a oamenilor pe piața muncii și crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru întreprinderile mici și mijlocii. Proiectul dat se va axa pe localitățile rurale, acolo unde avem un potențial de creștere foarte mare, să oferim oportunități egale și în zonele rurale ale Republicii Moldova. Dezvoltarea IMM-urilor și orientarea lor spre export ar putea aduce rezultate bune într-un timp foarte scurt. Asta vorbind despre atât exporturi, cât și investiții și crearea locurilor de muncă bine plătită, inclusiv în zonele rurale. Totodată trebuie să creăm un mediu de afaceri atractiv pentru antreprenori, iar cooperarea cu Uniunea Europeană ne oferă multe posibilități de modernizare și dezvoltare economică. Ne-am propus în acest guvern să fim un partener de încredere al antreprenorilor, de aceea în următoarea perioadă vom oferi și mai multă libertate mediului de afaceri. Asta este pe agenda
Ministerului și a Guvernului. Vom gândi și vom încerca adoptarea unui nou mod de supraveghere și intervenție, doar acolo unde va fi nevoie de implicarea Ministerului și a Guvernului. Multitudine de riscuri cu care astăzi se confruntă Republica Moldova poate fi gestionată și va fi gestionată prin instrumente adecvate și prin intervenții punctuale acolo unde aceasta este necesar pentru, încă o dată, pentru a susține mediul de afaceri. Iar asta este posibil doar în dialog cu antreprenorii, doar în dialog cu partenerii noștri de dezvoltare, pentru că, încă o dată, nu ne putem permite să creștem cu un ritm modest în Republica Moldova. Avem nevoie de o creștere economică accelerată ca să depășim aceste probleme ale tranziției care tot nu se termină, din păcate, ale Republicii Moldova. Trebuie să întoarcem pagina și să mergem cu capul sus, înainte, înspre Uniunea Europeană, iar antreprenorii noștri au ales de mult această direcție. Ori Republica Moldova este una, eu nu cred că există o țară care în doar 15 ani de zile a trecut prin această transformare tectonică, dacă vreți, ori doar 15 ani de zile, după cum bine știți, comerțul nostru era în proporție de 70% cu Rusia și CSI. În doar 15 ani, antreprenorii noștri au trecut printr-o transformare masivă și acum aproape 60% din comerțul nostru este cu Uniunea Europeană. Este o transformare rapidă și, cum am spus, tectonică. Asta îmi demonstrează și a trebuit să ne demonstreze că Republica Moldova se poate schimba și se poate schimba rapid și suntem aici pentru a susține acest proces. Vă mulțumesc foarte mult! Și noi vă mulțumim! Cuvântul se oferă domnului ambasador al Uniunii Europene, Ioannis Majeix. Rog! Stimate domnule viceprim-ministru, stimate domnule director ODA, stimați jurnaliști, domnilor și domnilor, I'm delighted to be here for this event dedicated to the signature of a new 8 million euro grant de 8 milioane de euro cu ODA. Deci vine 3 zile de la Marea Adunare Națională Moldova Europeană, care a confirmat că Moldova aspiră să devină membru a Uniunii Europene. Deci aceasta este o uniune care este acolo pentru bunăstarea cetățenilor și pentru ei este foarte important suportul oferit pentru IMM-uri în linie cu legea privind IMM-urile. Deci face acest lucru ca recunoașterea a rolului important pe care IMM-urile îl joacă pentru dezvoltarea socială și economică. IMM-urile creează locuri noi de muncă, IMM-urile aduc cu sine inovația și IMM-urile se adaptează mai ușor la provocările emergente. Susținerea acestora este de interes comun și noi facem acest lucru nu doar în statele membre, dar și în statele partenere, dar și în țările candidate, cum este Republica Moldova. Și așa cum a spus domnul ministru, pe bună dreptate, este vorba despre dezvoltarea parteneriatului nostru economic, pentru că deja aproape două treimi din exporturile Moldovei merg înspre Uniunea Europeană și acesta este un domeniu unde IMM-urile pot să aibă un rol și mai mare în viitor. Planul economic și investițional al acestui parteneriat va susține jumătate de milioane de IMM-uri în diferite domenii. Poate fi făcut prin împrumuturi în termeni la condiții foarte bune, granturi, servicii de consultanță, dar de asemenea poate fi prin eforturile noastre de a îmbunătăți climatul de business, mediul de afaceri, pentru care Ministerul Economiei pune o importanță foarte mare. În Moldova, noi vom susține 50.000 de antreprenori, ceea ce este aproape numărul total de IMM-uri în țară. Nouă ne pare foarte bine că Guvernul Moldovean desemne întreprinderi eforturi pentru a oferi IMM-urilor suportul necesar prin ODA. În ultimul an, noi am văzut cum IMM-urile, unele programe pentru IMM-uri s-au schimbat și au fost lansate programe noi. În multe cazuri, această schimbare a fost realizată cu sprijinul UE. ODA a fost organizată și capacitatea sa administrativă a fost îmbunătățită. Noul proiect va spori acoperirea IMM-urilor prin 7 programe naționale.
Ceea ce înseamnă că mai multe întreprinderi și în special în zonele rurale și în businessurile conduse de femei vor beneficia de granturi și servicii de consultanță. Noi suntem încrezători că acest nou pachet financiar a UE va avea un impact foarte mare asupra sectorului MMO-urilor în următorii 3 ani, pentru că este complementat de alte inițiative bilaterale și care pune accentul pe transformarea verde și digitală. Eu doresc succes mare acestui nou proiect. Mulțumesc frumos! Cuvântul se oferă directorul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, domnul Dumitru Pintea. Stimate domnule ministru Alaiba, excelență, domnule ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova, dragi antreprenori, resursele financiare în valoare de 8 milioane de euro acordate de Uniunea Europeană vor fi direcționate spre a susține implementarea a 7 programe de grant administrate la moment de ODA. Acestea înseamnă că mai mulți tineri, mai multe femei și, în general, mai multe afaceri vor avea acces la finanțare și vor fi susținute la diferite etape de activitate. La modul practic, resursele financiare vor fi direcționate pentru programele dedicate debutanților, Start pentru tineri, programul de susținere a antreprenoriatului feminin sau PARE 1 plus 2. De asemenea, resursele financiare vor fi direcționate către programele de creștere, programul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii și programul de digitalizare a acestora. Și în ultimul rând, resursele financiare vor fi alocate pentru capitalizarea programului de retehnologizare a întreprinderilor mici și mijlocii, un program care se bucură de un enorm succes în ultima perioadă și care atinge foarte țintit nevoile antreprenorilor, mai ales în contextul recentelor crize care s-au acumulat. Și în același timp, resurse financiare vor fi alocate către un nou program, programul dedicat dezvoltării turismului rural, care urmează în perioada următoare să fie aprobat de către guvern. Vreau să menționez că resursele Uniunii Europene nu schimbă mecanismul de implementare a programelor menționate. Acestea vin să completeze resursele care au fost alocate de la bugetul de stat, respectiv să dea un impuls și mai mare intervenției pe care guvernul și-a asumat-o în acest an pe dimensiunea antreprenoriatului. Astfel, aplicarea la programe se realizează doar în regim online și așa va rămâne. Același pachet minim de documente va fi necesar, este vorba în special de documente legate de proiectul investițional. Evaluarea dosarelor va fi realizată de către ODA conform procedurilor existente, iar deciziile vor fi luate de către Comitetul de Finanțare și Risc. În final, vreau să menționez că acest acord nu este doar despre finanțare. Acest acord este despre afaceri mai puternice, produse și servicii mai competitive și un pas ferm de accedere pe piețele Uniunii Europene. Modelul european este unul fără echivoc. Antreprenorii puternici sunt cei care creează locuri de muncă cu salarii decente, cei care susțin bugetul de stat cu taxe și impozite și cei care generează profit și creștere economică. Într-un cuvânt, ceea de ce are nevoie și Republica Moldova. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim! Doamnelor și domnilor, se anunță ceremonia de semnare a contractului cu Uniunea Europeană de finanțare a programelor de stat implementate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în valoare de 8 milioane de euro, finanțare nereambursabilă. Semnează pentru Republica Moldova domnul Dumitru Pintea, directorul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Pentru Uniunea Europeană, domnul Ioanis Majeix, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova.
Încă o dată o să mulțumim Uniunii Europene din numele Guvernului Republicii Moldova, din numele cetățenilor Republicii Moldova, din numele antreprenorilor Republicii Moldova. Mulțumirile noastre pentru această susținere. Sunt oportunități reale care vor beneficia economia noastră și mulțumiri cetățenilor Uniunii Europene care din impozitele și taxele lor susțin Republica Moldova și economia sa. Mulțumim! Mulțumim mult domnului ministru, domnului ambasador, domnului director ODA pentru participare. Aici se încheie conferința de presă în cadrul căreia a fost semnat contractul cu Uniunea Europeană de finanțare a programelor ODA. Vă mulțumim și vă dorim o zi bună în continuare!